Bună dimineața, dragilor! Suntem în a 40-a zi de vlog, în alea 40 pe care vi le-am propus. Când am început acest maraton, am zis în ideea ca să slăbim. Între timp s-au întâmplat foarte multe chestii. Deci, haideți să vă zic rezultatul după 40 de zile. Să zic că ultimele 20 de zile Tatiana a slăbit 10 kg în astea 40 de zile, dar vreau să vă zic, deci ultimele 20 de zile de când am început procesul ăsta cu mutarea, mi-a fost foarte greu, adică n-am ținut cont absolut nimic, la ce oră mâncăm, ce facem. Eu am slăbit 6 kg, deși îmi doresc mai mult, să ajung la 60 de kg, încă n-am atins barierul pe care mi-l doresc. Încă mai am de lucru, dar acum am și mai mult timp și voi începe din nou să fac exerciții în ele cu coarda și în felul acesta voi ajunge la kilogramele pe care mi-l doresc. Am vrut să vă demonstrez că poți slăbi și fără diete, doar să țineți cont de cantitatea de mâncare și important să faceți mișcare. Mișcarea este secretul unui corp sănătos. Noi am început ziua la plajă, este o zi de luni, timpul este perfect și vreau să ne bucurăm de mare, de soare, de cer senin, nu e chiar senin, un pic de nori sunt, dar e frumos. Vă pup și vorbim mai târziu. Ușor ne pregătim pentru prânz. Aici am gătit friptură cu salată. Ne servește Cătălin și cu bere. Ce fac eu acum? Fac aici ce v-am zis eu ieri, că fac un ghiveci la care a doua zi deja lucrez, dar încă nu este gata. O să-l vedeți, dar vreau să vă arăt, adică de unde am pornit și ce am realizat. Seara de crepa de ziua copilor, mami Dulce nu le-a făcut, că a fost ocupată, dar le facem niște crepes clătite, adică. Cum ai că ne-a făcut Dulce? Asta e dulce. Păi da, și asta e dulce, dar mai puțin dulce. Nu e ca dulcile de obicei, vă făceam prăjituri, dar recuperăm mâine, copii. Pe mame astăzi au umflat-o alte chestii și le servim cu gem de căpșuni, care este mega bun, și mai venim și cu iaurt stracciatella. Ah, super, super bun. Și în felul ăsta noi o să fie, asta este masa noastră de cină. Nu mai mâncăm altceva după. Cătălin încă la ora asta muncește. A spălat covoarele astăzi. Mai are unul și scapă. E, ăla mic îl băgăm în mașină, dar ăla la altul. Și ca să vedeți unde filmăm acum, da? Nu știu dacă ați mai văzut vreodată așa ceva. Aici este o biserică. Suntem cum mai vine în spatele bisericii, Biserica Sfântul Pantelimon, hramul Sfântului Pantelimon. Și biserica asta este pe malul mării, între două plaje. Plajă în stânga, plajă în dreapta. Superb. Și acolo e muntele ăla pe care tot nu se vede acum noaptea. Ziua o să filmăm. Uitați și cățelul. Și acum să vă arăt, aici sunt niște terase, hoteluri. Și aici este partea laterală a bisericii. Are un turn cu ceas. E o biserică superbă, minunată. Aici se practică în Grecia, foarte multe biserici sunt pe malul mării, pe coastă, pe țărm. Uitați, ce biserică frumoasă, hramul Sfântului Pantelimon. Vreau să închei seara cu o felicitare. O felicitare pentru noi toți. Pentru acel copilaș mic dintre noi. El se răsluiește în interior și de multe ori așteaptă cu nerăbdare să fie iubit, să fie apreciat, să fie trezit din amorțire. Să știți că de multe ori acel copil este plin de talente, este plin de supărări, este plin de voie bună, are de toate, dar nu uităm de el, îl traumăm, îl necăjim și uităm că el există acolo și așteaptă să fie valorificat, așteaptă să iasă la suprafață. Pentru acel copilaș vreau să-i transmit la toți copilașii de pe planetă să fie iubiți, să fie apreciați, să fie sănătoși. Sănătatea este cea mai prețioasă și nu poate fi cumpărată cu absolut nimic. Și îmi doresc din tot sufletul să aveți grijă de copilașii dumneavoastră și acel micuț din interior și acei de lângă care stau pe lângă noi. Noi am început ziua plimbându-ne copiii de acasă, i-am adus la mare și o finalizăm la fel la mare. Am adus copilașii, să plimbăm și pe ea. Ziua îi plimbăm cu copii, seara plimbăm animăluți. Că domnul primar se plimbă el singur, ăla n-ar nevoie să-l scoatem noi, el e cel mai fericit. Are tot spațiul, este al lui, se plimbă pe unde vrea el. Și ca să vă fac un mic cadou, vreau să vă dau un test, ca să vă treziți dumneavoastră, un test pe care l-am învățat de la Tatiana Mara Fox. V-am zis că eu am cumpărat niște cursuri de la ea și ușor, ușor am să vă dau din acele cursuri și astăzi, fiind o zi deosebită, vreau să vă fac un mic cadou cu acest test. Fiți un pic atenți și notați-vă. Cum vedeți dumneavoastră un vânzător? Imaginați-vă un vânzător și notați-vă pe hârtie cum îl vedeți. Că este femeie, că este bărbat, că este gras, slab, fericit, vorbăreț, trist. Cum îl vedeți dumneavoastră, notați-vă acolo. Ce este un vânzător? Dumneavoastră, probabil, o să vă imaginați, vânzătorul e cel care vinde. Și am să vă dau răspuns. Și după aia să vă uitați ce ați notat acolo, ce ați notat dumneavoastră. Aia sunteți dumneavoastră. Exact cum vedeți vânzătorul pe care l-ați notat pe foaie, este descrierea dumneavoastră. Asta sunteți, ce ați notat. Și este bine dacă ați notat un vânzător zâmbăreț, plin de viață, fericit, care știe să vândă, știe să vorbească, bla bla, nu știu ce ați notat. Deci, ce caracteristici i-ați dat, v-ați caracterizat pe dumneavoastră. Și e bine să conștientizați acele caracteristici și să lucrați asupra lor. Dacă le-ați dat negative, transformați-le în pozitive. Dacă ați dat caracteristici pozitive, înmulțiți-le. Și acum să vă vorbesc un pic despre ce înseamnă să fii vânzător. Noi de mici copii percepem noțiunea de vânzător cel care vinde, atât. Doar că viața este un pic diferită și vânzător nu înseamnă doar cel care vinde. Vânzător suntem noi. Cum știm noi să ne vindem celorlalți, prin talentele noastre, prin ceea ce știm să facem, prin felul cum vorbim, prin felul cum... Efectiv, prin ceea ce suntem noi ca persoane. Și Donald Trump este vânzător. Și Jennifer Lopez tot este vânzătoare. Deci fiecare are un preț, dar acel preț noi ne-l facem, nu societatea. Noi, prin ceea ce suntem noi ca persoane, cum știm noi să ne aducem de folos societății. Prin ceea ce suntem, venim în față și ne vindem. Noi toți suntem vânzători. Și cu asta îmi închei vlogul de astăzi. Să vă fie spre folos informația pe care v-am dat-o. Analizați-o foarte atent și vă doresc cu toții să aveți un preț cât mai mare. Cu siguranță aveți ceda lumii ceva valoros. Vă pup și vă iubesc și ne auzim mâine dimineață.